Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi uh, am decis să fac un clip puțin mai ciudat decât clipurile care le fac eu pentru simplu fapt că m-am pus să mă machiez. Am zis hai să mă machiez și eu că nu m-am machiat de o căruță de ani având în vedere că am tipica problemă care um, um, am mai spus-o de câteva ori. Bine, în principiu m-am cam bronzat la față și toate fondurile de ten care le am mi-au rămas albe. Și... Cu ocazia asta vă arăt colecția mea de fonduri de ten și vă fac și niște swatch ca să vă faceți o idee spre că lumina o să fie destul de convenabilă. Bine, în afară de alea, mai am încă două care n-au încăput în chestia aia. Uh, să vă spun ce am pățit astăzi. M-am pus să mă machez, mi-am luat patru fonduri de ten, care le-am văzut așa un pic mai închise și mi le-am pus pe mână, să vă faceți o idee că mâna este aceeași culoare cu fața mea. Deci, suntem la fel bronzate. Și după ce am macheat, am aranjat, am decis care fond de ten se potrivește. Îmi spune soțul, ești foarte albă. Cum să fiu foarte albă când am folosit un fond de ten destul de închis la culoare? Mă rog, asta este aparul lui, probabil s-a obișnuit cu mine mult mai. Uh, mult mai bronzată, de fapt bronzată și fără machiaj. Bun, să revenim la oile noastre. Vreau să vă arăt ce fonduri de ten am, o să vă fac swatch o să vă explic puțin despre fiecare și. Cred că o să trebuiască să-mi dați idei ce să fac cu fondurile ten care îmi sunt albe. Probabil o să cumpăr un fond de ten mai închis la culoare și o să le amestec. Nu ar fi indicat și nu cred că ar fi de bună să stau să aștept până când mi se duce bronzul, pentru că nu o să mi se ducă bronzul. Deci, având în vedere că suntem în martie-aprilie, eu m-am bronzat decembrie, ianuarie, februarie. Deci, gândiți-vă, acum vara pot să mă fac și mai neagră. Deci, o să fie oribil. Bun. Să începem cu aceste două fonduri de ten care sunt la fel. Sunt de la Catrice, nu Illusion Makeup. Și sunt în varianta cea mai, cea mai, cea mai deschisă. două sunt la fel. Bine, ăsta nu are capac săracul de el, că e mai folosit decât ăsta. Sunt în varianta 010 Nude Ivory, dacă nu mă înșel. Bine, nu vreau să focusez ăsta, dar vă spun eu. 10. 10, da. Acolo rămas. De ce am două fonduri de ten? Pentru că eu înainte aveam problema fondurilor de ten deschise la culoare. Adică nu găseam fond de ten deschis la culoare și practic era singurul fond de ten care mi se potrivea. Cum am găsit acest fond de ten? Am mers la un cred că era magazin Douglas dacă nu mă înșel. Și era acolo ofertă ceva 70% reducere de, de la, la fondurile de ten Catrice. Și am zis, wow, 70% reducere, bun, pentru mine. Mm. Era decât la un fond de ten reducere și la nuanța cea mai deschisă. Așa că mi-am cumpărat două, chiar am era un tester, l-am probat și mi-am cumpărat două. Bun, hai să facem un swatch. Nici n-am îndrăznit să fac un swatch, ca să vă faceți o idee. Pentru că, wow, deci, uitați-vă pielea mea și uitați-vă fondul de ten. Deci, vă imaginați? Vă imaginați cum aș arăta eu așa bronzată cu asta pe față? Deci nu. Ca să faceți o idee, astea mi-au rămas cele mai albe dintre toate fundurile de ten care, le care le am. Astea mi-au rămas cele mai albe și îmi place foarte mult acest fond de ten. Deci, practic, pot spune că de unul dintre preferatele mele are o acoperire foarte bună. Deci chiar are o acoperire bună. Și chiar dacă am... Spune că e long lasting și că e mat. Da, e adevărat. Chiar dacă eu am tenu gras, nu-mi transpiră fața și se comportă foarte bine. Bun. Să trecem la fondurile de ten de aici. O să trec un pic mai repede prin ele pentru că văd că mă cam, mă cam uh, întind. Am un fond de ten de la Avon, de ăsta care e foarte drăguț să deschide, se deschide așa cu, are oglindă. și să facem un swatch la asta pentru că asta pare mai închis la culoare. Asta nu l-am folosit. Uite, asta e posibil să meargă. Deci, wow! Da. Acest fond de ten e posibil să meargă. Nu? Deci pare așa în, în cameră mai deschis, dar eu văd că mi se potrivește. Deci, am numerit și eu unul. L-am folosit, cred că, de două ori pentru faptul că mi era închis la culoare. Aha. Deci, wow. Avem un fond de ten. Ăsta are și burățelul ăsta care nu cred că o să-l folosesc niciodată pentru că am beauty blenderul și cam așa arată. Este în nuanța natural beige. Wow, niciodată n-am folosit eu o nuanță atât de închisă de la Avon. Acum o să-mi fie bună. Dacă tot suntem cu produsele de la Avon, mai am unul lux cu protecție solară în nuanța natural glamour. Să vedem și asta ce păi, Pe Păi, ăsta se pare că l-am folosit, dar probabil l-am amestecat cu altele. Pentru că, la prima vedere, ia uitați-vă. Are culoare destul de închisă. Ba, wow, și ăsta să fie bun. Ia uitați-vă. Bun. Deci asta da, chiar o să mi se potrivească. Oare e bine asta? Când are chef. Bun. Al doilea fond de ten care o să mi se potrivească. Cred. Deci vă dați seama că colecționam fonduri de ten închise la culoare, doar așa, de, a, de, dragul de a le colecționa, probabil. Bun, punem într-o parte. Uh, de la Ori... Ui, și mai am unul de la Oriflame. partea cealaltă o să merg după el. De la Oriflame am acest fund de ten de la Jordani Gold. Care, la fel, e foarte deschis. Cred că e cel mai deschis. E porțelanul, da. În culoarea aia. Wow, cât e de alb. Uitați-vă, săracul fond de ten. Deci, e de domeniul trecutului. Clar, trebuie să-mi iau un fond de ten închis la culoare ca să nu pierd toate fondurile astea de ten, pentru că chiar pot spune că fondul de ten de la Jordan este un fond în care mi se potrivește la față. La fel, fondurile de ten de la Catrice și mi-au rămas super, super albe. Bun, am recuperat și fondul de ten de la Oriflame, uh, The One. Să vă spun povestea acestui fond de ten, care are o poveste foarte caragioasă și uh, este foarte alb. Primul rând, ia uitați-vă. Hai deschide -te. Deci, să vă arăt cât e de alb. Hai mai câte am folosit. Uf. Deci, fondul ăsta de ten nu era perfect cândva. Cândva. Dar acum. Nu mai sunt eu albă ca zăpada. Uh, acest fond de ten l-am primit de la Cosmina. Te pup, Cosmina. Dacă te la acest clip, vină cum te pup, așa. Îl uh, am cerut eu pentru că l-am mai avut. Mi s-a terminat și mi-a plăcut enorm de mult acest fond de ten. Și am spus Cosmine că l-am făcut swap-ul de Crăciun. Te rog frumos în... Pe wishlist-ul meu a fost acest fond de ten. Și logic mi l-a trimis, l-am folosit de câteva ori, dar după aia, cum m am spus, decembrie, ianuarie, februarie, m-am foarte bronzat și mi-a rămas alb. Ce trist. Foarte trist. Bun. Un fond de ten care îmi era închis la culoare și nu puteam să-l folosesc sau îl foloseam dacă îmi puneam o bluză pe gât sau... Și acum e alb. <laughs> Chiar l-am probat în baia astăzi, Am vrut să mă dau cu ei. M-am dus direct spre el. Zic, ăsta să fie bun. E de la L'Oreal Paris, acord perfect. Deci, culoarea Rose Ivory. Și vă spun eu că mie mi-a fost destul de închis. Ia uitați. Asta bun. <gâng> să vă arăt, să vă minunați cam cum mi-a rămas de alb, deschis. Deci e mult mai deschis decât, decât pielea mea. Și ăsta poate l-aș putea... Nu, nu cred n aș putea să-l pun ca arăta ca mai iurea. Mă rog. Îmi era, îmi era închis fondul ăsta etern și când îl foloseam ori trebuia să-mi dau până pe gât în jos, ori trebuia să fac o șmecherie, dar incredibil. <coughs> Bun, alt fond de ten care mi-e pe terminate și l-am folosit mult, <coughs> deși mi-era parcă, mi -era parcă mai puțin mai închis decât uh, nuanța pielii mele, este acesta de la Urban Decay Naked. Naked Skin, care e super, deci acest fond de ten vi-l recomand din suflet. Eu îl aveam, îl aveam, îl am, în culoarea Shade 0.5. Așa. Și mi se potrivește, deci chiar mi se potrivește acest fond de ten. Acum mi-a rămas alb. Hai să facem swatch și la asta. Bine, că pare un pic mai închis decât celălalt, dar nu. Nu. Mi-a rămas alb, Ia Nu pot să-mi pun un fond de ten așa pe față. Și la fel, va trebui, va trebui să-mi cumpăr, să cumpăr uh, un fond de ten închis la culoare ca să nu pierd fondurile astea etene. Adică, uf, uh, aș muri dacă le-aș pierde. Mm, A fi o prostie. Pe urmă, un fond de ten care cred că l-am folosit de două sau de trei ori. Bine, e un CC Cream de la Gerovital. Asta, l-am primit într-un swap. Și. Pus cam mult. Um, nu l-am folosit de când m-am. de când m-am bronzat. Probabil, dacă chiar se adaptează pielii mele, ăsta ar fi un fond de ten bun pentru mine. Din câte văd eu, da. Din câte văd eu exact așa acum, mă uimește. Nu mă așteptam, pentru că scrie light pe el și. Hm. Ce chestie. Cred că este un în care nu, nu pot să vă zic nici spre el că nu mi-am că am folosit, vă spun, cred că de două ori l-am folosit și nici aia nu știu cum și ce a fost. Um, aceste două funduri de ten, ăsta dacă mi se pare e gol și ăsta nu, le-am folosit foarte mult. Sunt BB cream de la, de la Avon uh, din gama Solutions și sunt cu protecție solară, sunt light, deci sunt varianta cea mai deschisă și să vă arăt, hai să facem un swatch la unul. Și eu cred că și ăsta mi s-ar potrivi dacă... Da, nu mai închis. este mai închis, da, un pic, nu, Astea mai deschis? Da. Asta nu mai e. A. Așa. No. Deci aici nu mai am nimic. Um, asta pare închis la culoare. Da, asta poate să-mi vină. Chiar o să-mi vină. Wow! Am fonduri de ten care-mi vin. Ce bucurie, serios! Să încep și eu să mă machez. Măcar. Să am și eu ideea că poate o să reușesc să rup ape, apă machiată și aranjată. Mă rog, e prostie, da, totuși. Bun, ai să le scot că le-am arătat deja am vorbit despre ele. Apoi am un fond de ten de la Bourjois. City Radiance în varianta beige. Clair. 0,3. Asta e. să facem un swatch și la asta. Mai Asta e posibil să ne meargă. Pentru că. Să vă spun povestea acestui. Uh... Posibil să meargă. Da. O să mi se potrivește. Să vă spun povestea acestui fond de ten și a încă și acestora. Am mers într-o perfumerie, erau uh, fondurile de ten de la L'Oreal Paris, infailibile 24, astea două, deci erau la ofertă, era... Dacă cumperi unul, al doilea ți la 70% reducere, deci ieșea o ofertă super, super bună. Și am zis, vreau să-mi iau două fonduri de ten. Bun, majoritatea care erau mai deschise nu aveau uh, tester și am, că am lăsat pe mâna tipei alea care vindea și am cam luat țeapă pentru că ăsta l-am folosit decât de două ori pentru faptul că e închis. Acum o să-mi vină bine, acum chiar o să-mi vină bine și e și cu protecție 30. Ăsta e, uh, mi l-am luat pentru că e pentru ten gras și chestie genul și am văzut că multe lume vorbește bine despre el, așa că o să-l folosesc. Iar astea două le-am luat pentru faptul că am avut o bună experiență cu ăsta de la L'Oreal. Și am zis, hai să-i dau o șansă și la chestia asta, adică la infailibilă asta, 24 de ore, că, na, nu vorbește lumea chiar atât de rău de ele și, adică, na, lumea vorbește bine. Bun. Și tipa ce mi-a spus să-mi iau uh, 200, Golden Sand, care, hello, eram eu pe fugă, dar e închis, adică, după nume, Golden Sand, le-au zis? Sand. Bun. Iar altul, 140, Golden Beige. Le-am cumpărat, am avut încredere în ea. Cei drept, ăsta pare deschis când îl vezi așa la lumină, și ele au mai deschise decât restul fondurilor de ten. Și mi-am luat țeapă pentru că nu le-am putut folosi deloc. Iar astăzi sunt dată cu unul dintre ele, deci chiar mi-a mers bine. Le pun în două ca să vă faceți o idee. Astea 200 și astea 140. 140 mai închis decât 200-le, chiar dacă ar... Pe sticlă se vede invers. E foarte ciudat. Ăsta e 200 -le. Și ăsta e 140. Deci cam astea sunt culorile. Vedeți? Ăsta e mai închis decât ăsta. Și pe cutie pare invers. Dar am zis, păi, acum chiar îmi vin bine. Și uite că pleap de puțin timp. Chiar nu... Am desfăcut unul decât și am zis ce țeapă mea, nu am nici nu am mai desfăcut celelalte. Am fost foarte zamăgită. Chiar de atunci n-am mai mers la magazinul respectiv. M-am supărat pe magazinul ăla din cauza tipei și după aia s-a închis magazinul și zici că am zis ah, s-a închis pentru că fetele sunt rele și recomand lucruri care nu-ți vin bine. Mă rog, nu era din cauza asta aici s-a închis, dar totuși. Bun. Mi-am un fond de ten de la Nars care e deschis la culoare. Bună! Ce te aduce pe aici? Vrea să fie mângâiat. E, are momentele lui de dragoste, și când uh, la apucă dragostea și iubirea, trebuie să vină. Trebuie cineva să le mângâie. El, când vede mâini că se mișcă, el vine la mângâiat. Te-ai săturat? Te-ai de mângâiat. Acum așa s-a așezat aici. Nu știu ce s-a întâmplat cu prostia asta de, de capac, dar e foarte lipicios. Mm. Ce urât! Ah, scârbos. Bun. Să vedem uh, domnul Nars cum se comportă. Ui, ce e la culoare. Bun. Uh. Mi-amintesc. Fondul ăsta mi-era bun. Îl foloseam. Bine că nu mai am prea mult din el. Dar uitați cât de alb îmi rămâne acum. Deci, uh. Oi, oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Uh. Bun. Va <laughs> trebui să-l recuperez și pe ăsta cu altul. Că... Dacă nu ce fac, le arunc, nu le arunc. Da, nu le cum să le arunc. Da și eu bani pe ele. Le-am primit pe câteva. Și mai am un fond de ten de la Chanel. În... Să vedem asta de la Nars, ce, 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 variantă oi. Light 2. Montblanc Blanc se numește. Sher Glow. Nume? Câte nume, are? O să arunc capacul la pătrățos, că s-a făcut lipicios. Bun, asta de la Chanel i 10 beige lumier mi s-a rupt ce-am făcut eu cu el? mi s-a rupt uh, ambalajul ambalajul, capacul și l-am lipit eu cum am putut cu nu știu ce acum încerc să-l desfac să Oi, se face un swatch la asta bun da, l-am lipit eu foarte bine ca să... doar cum iese adică, na, facem un swatch asta Uh, mă. Și asta mi se potrivește. Deci chiar arată foarte bine, și asta. Mă uimești, mă, mă, mă uimesc produsele pe care le am. Așa că, să faceți o idee, astea au fost fondurile mele pe care le am, le dețin în momentul de față. Te uh, cum mă caută mâna asta da, da. îmi cauți mâna ca să te mângâi, îmi cauți mâna ca să te mângâi, da. Bun, am, nu mai știu câte am, nici l-am numărat. Mă bucur că am câteva care merg bine, deci chiar mă bucur că nu trebuie să stau acum, dacă eu am chef să mă machiez, să-mi uh, caut un fond de ten care să mi se potrivească, nu am timp chef și am destule contracții. să sau? So mi som și fizicul ăsta nu mă lasă în pace. Am destule contracții pe zi încât să nu fac, deci să pierd timpul plimbându-mă prin magazin, căutând un fond de ten, așa că mă bucur că pot să salvez din ele. O să îmi cumpăr mai încolo un fond de ten închis la culoare. Mi-ar plăcea să-mi recomandați, dacă știți un fond de ten care se poate mesteca oricare, dacă ați pățit așa ceva și aveți un fond de ten care ziceți, mai fondul ăsta e ten la mestec. Și dacă aveți unul, chiar, nu neapărat nuanța, nu nuanța, nu. Fondul de ten în sine să mi-l recomandați. Chiar mi-ar plăcea foarte mult. V-aș fi foarte recunoscătoare. Vrei mână? Vrei mână Suntem te da? Bun. A, cam asta e activitatea noastră când ne trezim. Mânghea de pisici, așa-i? Mânghea de pisici. Bun. A, și cam atât pe videoclipul de astăzi. Am făcut și eu un videoclip așa mai ciudat. Cu ocazia asta vă arăt și eu uh, machiajele pe care le am bine, de data aceasta fondul de ten, pentru că trebuie să-mi fac o curățenie generală între machiaje, poate mai arunc lucruri. Vreau să fac și un clip cu produse pe care regret că le-am cumpărat. Am câteva și... am câteva care chiar regret că le-am cumpărat și... O să vă sfătuiesc din inimă să nu dați banii pe ele pentru că sunt prosti. Și cam atât. Sper că v-a plăcut uh, acest videoclip. Sunt curioasă dacă aveți și voi fondurile ten pe care le am eu, dacă v-ați pățit și voi chestia pe care am pățit eu cu bronzatul, fondurile ten albe și... Dormi în picioare, măi! Dormi în picioare! Ola! Dormi în picioare! Da. Suntem aici foarte ascultători. Și cam atât. Avem o burtă destul de mare care crește în continuu și am zis să profit înainte să nasc că probabil cu bebelușul o să-mi fie mult mai greu să vă arăt machiaje și, și chestii de genul, așa că profit uh, cât mai am liniște. Bine că am aici un domn care mă supraveghează. Mai am încă trei care dorm aici lângă mine, dar nu, ei n-au treabă. Nu, nu. Trebuie să mergi tu la ei să-i atingi. Ăsta cere iubire, săracul. Uh, V-am pupat! Nu uitați să mă urmăriți și pe rețelele mele socializare, pentru că acolo chiar pun lucruri, și dacă mi se întâmplă ceva, pun pe Instagram și fac direct și pun istorie, și istorie, să zicem, român, nu? În da, mă rog. Și uh, v-am pupat, ne revedem într-un următor videoclip.